Salutare tuturor și bine ați venit la o nouă serie de FIFA 16 Career Mode. să dați mă, ok. Da, mă întrebați, da, ce cu treia asta nouă, cu AC Milan, după care tu aveai cu Schalke 04, nu? Da. Hai să zic cum a fost, care a fost problema. Am văzut terminal de CSKA Moscova din Europa League. Campionatul a ieșit foarte gros în campionat. M-a dat afară. Apoi aveam oferi de la Aston Villa și de la alte echipe. M-a lăsat la Aston Villa, am fulminat un episod acolo, am pierdut meci cu Chelsea. Și am zis, am avut un meci cu Chelsea, l-am pierdut. Și am zis că frate, hai, chiar m-am plictisit de acea serie. Aston Villa, chiar nu-mi place deloc Aston Villa, m-am plictisit de campionatul... englez. Și am zis, hai în Italia. Aici vedeți că am simulat meciurile din cupa aia internațională, aia, da, aia, 4-0, deci ne-am crescut mai departe în grupe. Și uitați ce e David Luiz, să știți că acest textul este foarte scurt, deci să nu prea credeți că o să fac ceva pe aici. Sunt el. 3-0, ok. Finala cu West Ham. Hai bă, ar fi fost frumos să câștigăm. 1-0, 1 fucking 0. Ok, avem meciul în cupă. Acel meci în cupă o să-l simulăm. Cred, nu știu. Vom vedea. Pe ce aceste vreau să mă calific, nu în Europa, în Champions League vreau să mă calific, știu că va fi foarte greu, dar eu sper că o să mă calific mai departe, dar o să sper că să mă calific mai departe în Champions, să mă calific mai departe în Champions, de ce să nu câștigăm? Oferte menez, ia stați voi puțin să văd cât atacanța. Pe Nien și pe Baga, Balotelli, 81 Ferran. Nu o să-l dăm, poate la iarnă, da. Dar acum, nu. Acum vreau să-l probez și eu, să văd care e mai bun dintre aia patru atacanți. Baga, cred că va fi cel mai bun, dar vom vedea. Care va fi cel mai bun. Ok, meciul în cupă care o să-l simulăm. Nu știu. Da, hai, e și acasă, hai să simulăm. Cum, what the fuck? Pe că eu 2-0, ei. Ok, că prima să cu cine am picat, pe cu cine am primit meci, că prima am mers greu cu Fiorentina la repasare. Dacă vă plăcut, dați un like, să comentați, la revedere. Pa, pa!